Azi facem holul holilor. Mereu zic asta. Nu. E un holișor mai degrabă. Chiar este mai restrâns. Am fost mai cumpătată decât credeam și o să fiu din ce în ce mai cumpătată, să sperăm. Uite că n-am foarte multe cumpărate de mine, dar o să vedeți că până la urmă s-au adunat și o să vedeți și de ce. Hai cu mine! Hai să începem! Ce mai faceți, dragilor? Ce mai ziceți voi astăzi? Hai că o să fie iar un clip lung. Da, vă iau repede. Știu cum e vremea azi. Zici că vine primăvara, nu zici că vine toamna. Hai să profităm. Bine, să profităm. Să ieșim la plimbare în natură. Ar fi bine departe de oameni, știți voi. Și, da, ar fi o vreme de profitat, zic eu, că nu știu când mai vedem soarele ăsta și vremea asta așa de zici că vine primăvara și am chef să mă duc la parfumurile de primăvară, nu știu de ce. Cu toate că pe mine am această cămașă de lumberjack, cum zic eu, pe care o scot numai toamna și îmi place să o port toamna. Hai să vedem ce am azi pentru voi. Păi, am aici cutia, da, e destul de grea, cu toate că nu sunt foarte multe parfumuri. O să o pun aici, cutia neagră cu care v-am obișnuit, cutia pentru haul, cutia cu parfumurile achiziționate de mine luna asta. Dar, înainte, vreau să vă vorbesc despre niște lucruri pe care le-am primit din partea Lorina. Da, m-au contactat, am vorbit cu un reprezentant, i-a zis așa, vrei să încerci ceva de la noi? Bun, vrei? Ok, îți trimitem. Ce mi-au trimis? A fost așa. A fost acest Bamboo Reed Diffuser, este un odorizant de cameră. De fapt mi-au trimis două, dar unul am deja folosit în haul. Acela miroase a Tom Ford Lost Cherry și da, miroase a Tom Ford Lost Cherry, numai că la început trebuie să vă obișnuiți un pic cu nuanța ușor mai cireșe în alcool, așa, mai mult asta simțiți, nu este chiar așa un parfum ca și când te-ai dat cu Lost Cherry sau ai fi dat în aer cu Lost Cherry, dar aduce destul de mult și acesta, din câte am înțeles, nu are decât un număr pe el, REF 167 Oriental Balsamic scrie pe el, dar din câte am înțeles, acesta este după Baccarat. Și de-abia aștept să-l termin pe acela și să vedem cum miroase acesta. Mereu sunt în căutare de odorizante de cameră. Am înțeles că ar fi bune cele de la Lorina. Bine, acestea sunt comercializate de Lorina, de-a se numesc Shaik. Shaik, cred. Și mi-au mai trimis un parfumel de la Shaik. Trebuie să vă spun o chestie. Mi-au propus și un cod și l-am acceptat. Un cod de reducere. Deci, dacă voi vreți vreodată să cumpărați ceva de pe site-ul Lorina, puteți să puneți acest cod. Bine, mulți aici pe YouTube au coduri de reducere, deci nu este o chestie nouă. Am acceptat pentru că, nu vă mint, și eu am practic 10% din valoarea comandată mi se generează și mie automat dacă folosiți codul acesta. Puteți să-l folosiți, puteți să nu-l folosiți. E un cod de reducere de 10%. O să-l pun aici pe ecran. Cred că este LA10. Îl pun și în descriere. Știți că în trecut eu nu am vorbit chiar foarte de bine de Lorina, în sensul că am comandat două parfumuri din banii mei de pe site-ul lor și câteva mostre. Și nu am fost prea încântată de Boss Girl, cu toate că l-am inclus în topul meu pentru clone Baccarat. Acela este o clonă Baccarat, numai că pe pielea mea se comporta ciudat și nici n-avea persistența dorită. Acum eu sunt complet transparentă, vă spun clar ce beneficiu am de la acel cod, pentru că am și un beneficiu, deci pot să zic că este ceva plătit și vă zic clar și ce nu-mi convine. Deci eu le-am spus și lor, am vorbit cu reprezentantul respectiv și am spus clar. Nu pot și nici nu vreau, de ce aș vrea să fac chestia asta,
să vorbesc mai de bine doar așa, ca să fie acolo, pentru că am și o parte a mea, să zic așa. Nu, asta nu funcționează mai niciodată, pentru că totdeauna se vede când faci chestia asta și nu vreau să fac chestia asta, nu-mi stă în fire și pe fața mea se vede absolut orice, ce pot să zic. Și așa că i-am avertizat, le-am spus că eu ce nu îmi place, o să zic clar și răspicat, fără nicio problemă. Și așa că voi decideți dacă vreți să achiziționați ceva de pe site-ul lor. Au prețuri bune și din câte știu au un avantaj, au transport gratuit la orice parfum full size. Chiar și la acele uleiuri, și la acele au tot transport gratuit, uleiurile de 10, de 20 de mililitri, dacă nu mă înșel. Aici mă refer la uleiurile de parfum. Hai să trecem la ce parfum am primit. Eu nu știam că ei comercializează și așa ceva. De la Shaik Nish. Așa arată sticla. Cutia, sticla. O să fac și sticla imediat. Ideea e, cred că l-am pus eu invers, da, stați așa. Dacă tot facem treaba. Cam așa ar trebui să vină el, îl pusesem eu invers. Da. Și trebuie să vă recunosc o chestie. Prima dată când am desfăcut, am zis, ce cutie, ce nu știu ce, și vreau mă uit mai bine. Și scrie pe el, Baccara Rouage. Așa scrie, n-am ce să fac. Rouage. Recunosc că acesta mi-a dat entuziasmul mai jos, în sensul că eram, da, Baccara Rouage numărul 50, extract de parfum, natural spray, Shaik Nish. Și trebuie să recunosc că după ce am văzut chestia asta nu prea mi-a mai venit să-l miros, dar curiozitatea de mine m-a făcut să-l miros și bine am făcut. Nu este rău deloc la miros, dar recunosc că atunci când am văzut ce scrie pe cutie, mi s-a cam tăiat chef. Așa arată sticla, scrie unisex cu roșu, exclusiv platinum și scrie într-un font legat aproape, adică Baccara Rouage, nu știu cum să zic, Baccara Rouage, Rouage, este aproape legat, este unit, ce să mai zici, fontul e de groază. Dacă puteți să treceți peste chestiile astea, pentru că până la urmă contează mirosul, nu atât de mult ambalajul, este un dup foarte bun, deci l-aș fi inclus dacă l-aș fi avut la vremea respectivă când am făcut acel clip, l-aș fi inclus în topul meu de clone Baccara, undeva, nu știu, pe locul 3, cam pe acolo. Pot să zic că pe primul loc după ce l-am testat și o să-l vedeți aici în hall-ul meu, da, este de fapt o egalitate între Al Haramain Amberwood Rouge și Ana Abiet Rouge. Și acesta ar fi undeva pe 2, 3, hai să zicem 3. Exclusiv Platinum Shaik Nish Baccara Rouge. Nu știu cum să pronunț. Dar ca miros, se apropie, nu vreau să mă dau pe piele, dar uite că mi-au dat și blotăre cei de la Lorina și am zis hai să vedem cum miroase, să-mi amintesc. Știu că pe mine a persistat bine, foarte bine chiar, și asta m-a surprins. Și da, ce pot să zic, miroasea Baccara EDP, nu extract, mai apropiat de Baccara Rouge Eau de Parfum. Poate ușor mai light, ușor mai puțin thin, nu pot să zic că este copie 1 la 1, dar e foarte apropiat. Pot să zic că mai bine miroase Lorina Bosker la atomizor, mai apropiat de Baccara, dar acesta pe mine nu se schimbe pe piele și are performanțe chiar bune. La persistență chiar m-a surprins bine de tot. Cam atât despre el, nu pot să zic că l-am purtat o tonă, dar o să-l mai port și o să revin dacă e cazul cu adăugiri, cu un update,
Cam asta este, v-am zis, aveți codul, l-am pus pe ecran, îl mai pun o dată, îl aveți și în... Nu e foarte important, în sensul că dacă tot erați deciși să vă duceți pe Lorina să comandați ceva, puteți folosi codul ăsta sau unul dintre altele coduri pe care le-am mai pus eu de la alți youtuberi. Deci nu țin neapărat să-mi folosiți codul meu, ca să fie clar, să n-aud pe urmă. Acum că ai dat, ți-a dat Lorina cod, o să vorbești frumos despre ele. Nu, nu, asta este horror, ce scrie Bacara Roage. Really now, really now. Mai mult atenție la detalii, dar ca miros, dacă nu vă sticla, e ok. Mirosul chiar m-a surprins bine de tot. Ce am mai primit? Încă nu l-am desfăcut. De la Gloria Perfume. Nu știam, adică de fapt știam de ei, dar nu știam că sunt și pe site-ul Lorina. Ulei parfumat Boss Girl. Adică varianta, cred că de la Lorina Boss Girl, cea care miroase a Baccarat Rouge. Și acesta este un ulei parfumat. Nu l-am desfăcut pentru că eu nu mă înțeleg cu uleiurile parfumate, trebuie să recunosc. Nu că nu mă înțeleg, am așa, am un blocaj când vine vorba de uleiuri și să-mi pun pe mână uleiuri și faptul că o să fie uleioasă și puteți să-mi spuneți mie până mâine că uleiul ăla se absoarbe în piele și... Nu mai ideea de ulei, nu. Dar cine știe, poate o să-l încerc sau poate... În următorul giveaway îl pun acolo la pachet pentru cine vrea să încerce așa ceva. Îmi spuneți dacă e ok să-l includ la pachet. Oricum îl includ, că nu cred că supără pe nimeni. Și mi-au mai trimis cei de la Lorina, mi-au mai trimis foarte multe mostre. Destul de multe cât să-mi fac o idee mai bună. Aveam și eu tura trecută, cred că aveam vreo 4 plus alea două, cele două parfumuri mari. Am luat unul de designer, unul care imită designerul, și anume Brown Eyes, care este copia lui Sea Intense, cred, dacă nu mă înșel. Asta e, dacă greșesc, nu dați cu pietre. Ce avem aici? Avem așa, Effing Fabulous, numărul 47. Le-am mirosit pe toate la momentul lor. Acum, Effing Fabulous, parcă, da, miroase apropiat de ce știu eu că ar mirosi. Nu sunt mare fană Tom Ford și niciun caz, nici Effing Fabulous. Nu pot să zic numele, că cine știe ce face YouTube-ul pe aici. Da, nu, e mai mult pe partea masculină. Nu știu dacă l-aș purta. Bine, eu nu aș prea purta acest Tom Ford. Și ce mai am? 52 e Lost Cherry. Da, Lost Cherry e bun. E super bun. Chiar n-am văzut decât 52 și m-am gândit ce-o fi ăsta, că nu găseam pe nicăieri. E nou. Și cum l-am mirosit, am zis, ăsta este clonul Lost Cherry 100%. Și i-am întrebat. Da, și într-adevăr, e nou după Lost Cherry făcut. Și chiar e bun. Chiar m-a surprins. Acesta este Vanil de Tobacco numărul 25, care este clonă pentru Tobacco Vanil de la Tom Ford. Știți că nu mă omor după Tobacco Vanil, dar am niște parfumuri asemănătoare, chiar destul de multe cu tabac, care imită cumva ce a vrut Tobacco Vanil să facă. Și acesta, pot să zic că este persistent. Și se simte tabacul, se simte mai mult vanilia, mai dulce. Nu pot să zic că nu-mi place acesta, dar nu știu de ce nu l-aș purta. Acum, dacă vreți o clonă pentru tabacul vanil, pentru că e foarte scump și nu vă permiteți să luați parfumul original, încercați și Lorina, măcar... Dacă vă duceți pe site, luați-vă mostri. Eu așa am făcut și așa recomand să faceți. 28-ul este Oud Ispahan de la Dior. Nu mă omor după Oud Ispahan, nici cel de la Dior. Nu, a fost un mare nu, dacă îmi vedeați reacția. Dar acesta e asemănător, nu știu ce-mi pică toate. E asemănător numai că mirosul nu mă termină, pur și simplu. Este old school, destul de învechit. Udul acela te
nu știu, nu e udul meu preferat. Hai, let's put it there. Hai să lăsăm așa. Și ce mai avem? Wood. Da, wood tot de la Tom Ford, dacă nu mă șel. Wood man. Pot să zic că nici acesta nu m-a dat pe spate, dar eu cu udul sunt greu de mulțumit. Ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut cel care miroase a Lost Cherry, 52. Mi-a dat și cocaine. Nu. Cocaine e în aceeași gamă, în aceeași oală cu fracas. Dacă vă place tuberoza, luați-l, dar nu. Dacă vă place fracasul și știți că îl beți, cocaine mi se pare în aceeași familie, dar nu e pentru mine. Și cam atât. Hai că v-am omorât. Gata, trecem la haul. Hai să vedem, trecem la haul fără prea multă vorbăraie, dar am și note în față în caz că trebuie să le spun, nu le memorez, nu fac eu de-astea, vă spun cam ce simt, ce nu simt, aia e. Începem cu cel mai ieftin, și anume Zara. Da. Cum să am eu un haul fără Zara? Tip, mă duc la Zara și mă duc automat la parfumuri. Deci, somebody stop me. Nu mă duc la haine, nu mă interesează haine. Trec pe lângă ele. Eu nu înțeleg nebunia cu hainele de la Zara, dar mă rog. Și mă duc la parfumuri. Și eram setată pe această gamă. Eu am luat Vibrant Leather for Her. Gama arată cam așa, toate sticlele arată la fel. Și am mai mirosit de la ei. Am mai mirosit așa, pe lângă acesta, care mi-a plăcut cel mai mult, de asta l-am și luat. O să vă spun imediat cu ce seamănă. Nu? Acum se simte. Se simte pe blotter Baccarat Rouge, de pe blotterul dat de mine mai devreme. Bun, dar se simte puternic și mă cam la cap. Vibrant Leather for Her, da? Dar ce am mai mirosit? Am mai mirosit Golden something, nu ți minte, dar o să vă inserez aici o poză și numele lui, ca de obicei, pentru că memoria mea e praf. Golden something este fix. Și eram, na, ce miros? Dar îl știu clar. Și pe urmă mi-a picat fisa că este Libra. E foarte asemănător acela și persistența lui e bună. Ce am mai mirosit? Ceva cu rose, something, dar știți că eu nu sunt cu rose. Vă pun aici și ce am luat eu, da, acum văd, they're cheap, nu pot să zic că sunt prea bine făcute aceste sticle, dar vedeți, fundul gros de sticlă și partea asta, acum văd că se mișcă, nu știam eu ce face acest gomot, partea aceasta de metal s-ar putea să zboare cu timpul, cine știe, vom vedea. Dar Vibrant Leather for Her, o să mă dau pe mână, pentru că știu că este addictiv, vă zic. Acesta are 3 note mari și late și dacă vă zic ce note, pot să ziceți ce e asta, luminița, că na. Niciun caz nu vă duce cuvântul la parfumul pe care îl imită. Și anume, Aventus. Yes, este Aventus toată ziua. Dar cred că știați asta. Adică, cred că sunt cunoscute cele Vibrant Leather. Deci, persistă asta pe tine. M-a surprins și pe mine cât de mult persistă. Iar o să dau pe pești, probabil. Nu. Hai, stați acolo, liniștiți. Nu vă omoară mama, da? Așa. Are strugurei roșii, paciulii și pielărie. Pot să zic că simt o pielărie, simt o lemnărie, dar la început de tot simți citrice și multe citrice, adică același vibe și același miros, practic, ca în Aventus. Aventus, știu că cel de bărbat, cel puțin, avea un ananas pe care îl caută absolut toată lumea, e disperată lumea după nota aia de ananas. Acesta nu pot să zic că are neapărat ananas, are ceva fructe și fructe roșii, dar și citrice. Apoi rămâne așa fresh, dar și ușor lemnos, paciulos un pic, dar nu deranjant și o piele mai finuță, așa, chiar m-a surprins acesta. Nu pot să zic că e natural, nu. Despre parfumurile Zara nu pot să zic asta, dar este addictive, vă zic, vă mirosiți în continuu, da, m-am dat și acum în continuu o să duc mâna. Și dacă vă dați suficient de mult, cu acesta puteți să exagerați un pic, o să vă țină mult și bine. Și asta este un lucru bun pentru cei
80 de lei, am dat 79-90, s-ar putea să fie și mai ieftine cândva în viitor sau s-ar putea să nu mai fie deloc. Dacă vreți să mirosiți, vă duceți în Zara și mirosiți toată gama și îmi spuneți și mie ce v-a plăcut mai mult. Știu că cineva mi-a comentat despre cel care seamănă cu Libra. Știu că mai e ceva cu ambră. Cred că l-am mirosit pe toate, dar dintre toate, clar, acesta mi-a atras atenția și am zis, ăsta vine cu mine, da? Hai să lăsăm pe pat și să vedem ce mai avem aici. La capitolul ieftine și bune avem, și v-am mai vorbit de el, avem Rumor sau Rumeur de la Lanvin. Rumeur? Ok? E ok? Bine. Asta e, toată lumea o să-mi deteste accentul franceză, că eu n-am accentul franceză. Trăiți și cu chestia asta. Nu e cazul să săriți în cap dacă cineva nu are accentul perfect în franceză, da? Știu că nu faceți asta, că eu știu ce fete am aici pe canal, dar știu că lumea are în general tendința asta de a sări pe tine instant. Într-un clip, asta e o paranteză, într-un clip eram obosită, foarte obosită, se vedea că eram și nemachiată. Avusesem o perioadă dificilă, nu vreau să intru în detalii, chiar foarte dificilă, și m-am decis să filmez clipul. Și am îndrăznit să zic că parfumul ăla e de la Avon, în loc de Oriflame. Păi n-am avut eu 50 de comentarii, nu, glumesc. Vreo 10 tot am avut. Toate ziceau, ăla nu e Avon, e Oriflame. I know, believe me, I know. Dar îl am de ceva timp, el sunt la nu știu câta sticlă, ar fi culmea să nu știu că e de la Oriflame. Dar na, oboseala și faptul că eram stresată de altceva, nu spunea cuvântul. Așa că give us a break. Adică persoanele care chiar simt nevoia și le mănâncă așa de tu să comentezi, gândiți-vă că poate omul ăla în ziua respectivă a avut și el mai multe chestii pe cap. Și o fi greșit. Mai greșește omul. Deci să nu vă simțiți de parcă v-aș fi făcut eu ceva moral aici, că nu e cazul, că știu că nimeni n-a zis-o cu răutate sau ceva și știu că nimeni... Da, e o chestie general valabilă pe internet, dacă greșești, se găsesc 10 să-ți sară în cap. Cumva, dacă cumva greșești pe internet, este cel mai rău lucru pe care îl poți face. Adică, clar, da? Bun, hai să trecem la Rumeur. V-am mai zis de el. Este o creație... Francis K, o să zic Francis K, pentru că numele de câte ori pronunț, nu pot. Și este un floral lemnos, moscat de damă, dar moscat și ce mosc. E moscul ăla din Narciso, combinat cu ceva floral și Narciso Rodriguez e tot făcut de Francis, deci hello. Floral cu note de trandafiraș, iasomie, ceva lăcrămioare, dar floral alb și este demențial, demențial. Deci, cum de nu l-am mai avut? Adică mă gândesc de ce nu l-am cumpărat până acum, ce m-a oprit, nu știu, pentru că este și ieftin și bun și m-a surprins. Am rămas șocată pur și simplu cu acesta și l-am inclus, cred că îl voi include dacă mai fac un clip de ieftine și bune, clar, acesta trebuie să fie acolo și eu zic că merită măcar să-l testați. Știu că l-am văzut în Elefant, acolo îl puteți testa ușor. Știu că l-au tot timpul și acolo l-am mai testat eu, deci nu e ca și când l-am luat blind. Dar ceva, nu știu, mi-a zis, hai că mai aștept. Nu știu ce am așteptat. Să nu se mai facă și ăsta eventual. Capacul, în schimb, e horror. Deci capacul e de metal, nu zic nu, capacul e ok, dar nu stă. Deci nu cumva să-l apucați așa, că rămâneți fără parfum. Deci nu. Capacul e doar de formă, îl dați la o parte ușor, îl puneți la fel de ușor pentru că nu stă, sunt nicio formă. Și așa că da, la capac nu m-a... deja a picat. Cam asta este cu Rumeur de la Lanvin, creație Francis care merită. Un designer ieftin și bun. Bun, ce mai avem aici? Mai avem un designer, dar super special parfumul, și anume... Bottega Veneta, păi puteam eu să nu-mi iau, după ce am primit așa Bottega Veneta Sensuel la 50 de mililitri și am mai primit niște miniaturi, inclusiv de Bottega Veneta EDP, nu știu, trebuie să zic de două ori ca să... EDP-ul l-am primit în miniatură și când am mirosit,
nu știu care miroase mai bine. Și sensul Valley e foarte bun, l-aș purta mai mult când totuși mă duc la culcare sau mai mult primăvara, poate acela ar merge mult mai bine și acesta merge toamna și iarna. Toamna merge genial pentru că e ca și când ți-ai fi pus pe mâini cele mai fine, cele mai untoase, de o culoare așa, poate un gri bej, poate un cafe au lait. Mă refer la niște mănuși. Din pielea cea mai fină. Pielea din aceea care pur și simplu este ca untul. Știți la ce mă refer? Nu știu dacă se mai poartă mânușile astea, dar eu asta mi imaginez când mă gândesc la Bottega Veneta sau miros de miroase a bani. Am mai zis asta, da, miroase a bani. Nu poate să fie purtat la orice outfit, adică nu-l văd, e păcat de el. Chiar trebuie să faceți un efort cu acesta și nu-l văd pe toată lumea, din păcate, adică nu este unul chiar ușor de plăcut. Dacă vă place pielăria fină și vă place mirosul acela aproape de, nu știu, o geantă scumpă, gen Bottega Veneta, mirosul acela de geantă nouă sau de new car smell, știți, cineva mi-a spus că miroase și a scaune de piele de mașini. Dar mie miroase a o pielărie mult mai fină și la cea mai fină mă gândesc la cea folosită pentru mănuși. Am avut și am o pereche și dacă știți la ce mă refer, știți la ce mă refer. Nu știu dacă v-am spus notele, dacă vreți, acesta este catalogat și praf floral de damă. Are și ceva lichenos, este făcut de Michel Almairac și are piper roz, bergamotă vârf, iasomie, mi-a zis floralul, pielărie aceea fină și super elegantă, lichen și paciuli în bază. Este relativ simplu la note, adică nu are o tonă de note, dar este foarte complex la miros și este cea mai fină pielărie pe care am mirosit-o și clar merge la un outfit la care ați depus ceva efort sau o ocazie ceva mai specială. Da? Acesta merită folosit. Hai să vedem ce mai avem aici. Păi mai avem Amber Wood Rouge. Da, este nedesfăcut. Vreți să facem onoarea? Vreți? Pentru că l-am primit de la Parfumas. By the way, trebuie să vă povestesc și asta. O să mai ia o grămadă de timp. Dar trebuie. M-am dus un pic să aduc ceva pentru că urmează o mică povestioară. Nu pot să nu vă povestesc. Deci, care e povestea cu acest Al Haramain Amber Wood Rouge? Toată lumea and their mother... Deci toată lumea în comentarii, la partea cu clone bacara, mi-a zis cum poți să nu ai Amber Wood Rouge, Amber Wood Rouge, e cea mai bună clonă. Într-adevăr, au dreptate. Fetele mele au dreptate întotdeauna, adică fetele din comentarii. Nu am ce să le zic, dar eu nu mirosisem, pentru că nu aveam cum. Practic, acesta nu e de găsit așa peste tot. Ce le arbește, oricum, nu sunt de găsit. E, aici vine Parfumas. Parfumas, știam că acolo îl găsesc, m-am decis până la urmă să-l iau de pe Parfumas. De ce? Pentru că pe Parfumas îmi trimite și acea mică mostră, care e super de apreciat. Deci oamenii ăștia trebuie apreciați pentru că fac eforturi să îți pun acea mică mostră pe care tu să o miroși și să poți să-ți dai seama dacă returnezi sau îl păstrezi. Bine, nu sunt singurii. Mai face pe alocuri și Notino chestia asta, sau de la Notino poți să-ți iei decanturi sau de la Brassi sau... E un total alt subiect, nu intrăm acolo. Amber Wood Rouge a fost luat de mine printr-o comandă la Parfumas. Deci am mers acolo, am comandat și Delia, hello, cea care îmi comentează și lasă comentarii delicioase la fiecare click, nu ratează niciun click. Știm noi. Așa, ea mi-a zis, dă-le mesaj, adică când mai dai o comandă, pune-le acolo în comentarii că vrei să încerci și aia. Și eu am vrut să încerc acel junon alb, un sticlă albă. Și atât am zis în comentarii, dacă se poate, dacă au, desigur, sticluțe și pot să-mi fac un mic decanțel să-l încerc. Pentru că știu că mai trimiteau înainte, dar e o problemă cu sticluțele, adică nu e ca și când ei nu mai vor să trimită, dar e o problemă la sticluțe. De ce știu asta? Pentru că am vorbit destul de mult cu doamna Cecilia, dacă nu mă înșel,
dacă se uită, sau cineva de la parfumat, hello, știu că se uită cineva, pentru că am dat comanda, a venit acasă, am băut ruj, nu știu de ce nu-l desfac în timpul ăsta, că n-am. Am dat comandă de el, a venit pachetul bine frumos, am văzut că era acolo o punguliță pe care scria Afnan, n-am prea băgat-o în seamă, m-am zis, e o greșeală poate. Am văzut pachetul cu ambăul rouge, dar era cam mare. Dedesubtul lui, împachetat în folie, venise cu un alt parfum. Zic, ce-i asta? S-a făcut o greșeală, o eroare. Și așa arată ambăul rouge, dacă nu știți. Da, e o catifea roșie. Ambalajul e ce trebuie, adică, da. Înțelegeți ce vreau să zic? Nu scrie nici Baccarat Rouage, deci nu e. E ce trebuie, de la Al Haramain fac niște chestii foarte calitative. N-am ce zice, jos pălăria. Bun, și a venit acest parfum, a venit cu încă un parfum la pachet, și anume cu acesta l-am ambalat eu frumos, de la Afnan. Și vorbim aici de Tribute Pink. Acea sticlă roz, am aflat că mai sunt mai multe. Și așa arată, parcă trebuie să vă arăt asta. Deci vine cu o cutie pe care de-abia pot să o scot de aici, dar o să vă povestesc că am vorbit cu doamna Cecilia la telefon. Am sunat la ei, am zis, păi e o greșeală, hai să-l trimit înapoi. I-am zis numele, nu știu ce, ea nu știa despre ce e vorba și până și-a dat seama. Păi vă urmări pe YouTube. Sau mă urmărește cineva, un coleg, s-au decis să-mi pună ceva în plus la pachet. Ești nebun. N-am crezut că... Doamne, da, greu să mai scoate, da, știu, dați. Nu, așa pot să fac chestia asta. Bun, n-am crezut, acum miroase cel de la Zara, da, așa. N-am crezut că o să mi se întâmple mie vreodată așa ceva. Trebuie să recunosc că am fost super wow, pentru că acesta nu e un parfum chiar ieftin, cum am văzut cât e pe site. Și Afnanul știu că face treabă bună și arată cam așa. Deci, da, cutia e... Da. Nu pot să zic că mă mor, adică aș fi, cum să zic, nu e pe stilul meu acest ambalaj, dar e frumos. Și cutia și tot, e foarte frumos. Se desface așa, cam așa arată. Nu știu dacă v-a făcut sa, pentru că nu vrea, de ce să vrea. Cam așa arată sticluța și așa arată capacul. Și este un fresh acesta. Chiar m-a surprins, pentru că probabil cu cine mă urmărește știe că nu prea plac mie clasicele arabești cu acea semnătură de uzi și trandafir. Și cred că știe asta. Și s-a gândit la Tribute Pink, care are așa: piper roz, mandarină, ananas în vârf, iasomie, trandafir, violetă, paciuli, mosc și lemn de santal în bază. Și într-adevăr este unul foarte fresh și plăcut și... poate mă dau aici. Și destul de floral, un pic mai citric la început, cu acel piper roz. Ananasul se simte, chiar se simte în acesta. Bine, la început, nu vă mint, este o notă un pic de alcohol. Deci nu e ca în Amber Wood Rouge, unde nu simt alcoolul, dar se duce destul de repede și rămâne foarte fresh și plăcut. Deci dacă nu vreți un arabesc care să fie stilul ăla clasic și nu prea vă înțelegeți bine, cum nu mă înțeleg nici eu bine cu ADN-ul acela clasic, încercați acest parfum, nu știu, știți că dacă îl comandați, puteți să primiți chestia aia lipită de el și îl testați. Dacă nu, îl trimiteți înapoi sigilat, asta e toată chestia, sau nu desigilați. Și ce pot să zic? E o prezență și ca miros chiar îmi place. E plăcut și e fresh. L-aș purtea și vara pe acest tribut de la Afnan. Bun, hai să trecem mai departe, facem un pic de curățenie aici. Nu prea v-am vorbit de Amber Wood Rouge. Da, îl consider și eu una dintre cele mai bune clone Baccarat. O să vi-l mai menționez eu, probabil, stați voi liniștiți. It's not the last time you hear about it. Dar nu știu ce am dat-o pe engleză, că unele dintre voi detestați acest lucru. Hai să trecem la restul parfumurilor. La ce să trecem? Hai să trecem la acesta. Care este?
Maison Micalef, M. Micalef, adică Secrets of Love, Glamour. Yeah. Sună foarte pompos și este pompos. Dar, de fapt, ce este el? O să vedeți. Dacă știți și cum. Da, așa se desface. Uitați. Ba, ba, bi, bam. Opa. Dacă vine cu căricică. Nu este sticlă full, pentru că am luat-o de la o iubitoare de parfumuri. Mai are 30 de mililitri și el are 75 în total. Deci e sticlă mare, dar nu este full și nici nu o căutam full, pentru că dacă aș putea să iau toate parfumurile mele așa cu 30 de mililitri și să mă bucur de sticlă, pentru că sticla e ceva, deci e ceva, chiar și pe placul meu este, nu este atât de aurie, un rose gold, de fapt, foarte, foarte interesant. Era să scap. Ce frumos ar fi fost, nu? Foarte interesant ambalajul și mirosul este Alien Reloaded. Guess who's back? Back again. Aliens back. Tell a friend. Ce are M. Micalef tați așa? Deci, mie miroase alien, da? Vă zic și notele imediat. Floral lemnos moscat unisex. Făcut în 2016, Jean-Claude Astier. Așa, nu-l cunosc. Note de vârf sunt măr, piersică, nucșoară, scorțișoară și șofran. Nu, not really. Dar mă rog, iasomie, prune, trandafir, note de bază, cașmeran, vanilie, moscalb și lemn de santal. Eu sper că mă uit la același parfum, da. Ideea e că nu simt în el decât iasomia. Iasomia aceea ușor vanilată, lemnoasă, ambrată. Nu simt lemnul de santal. Deci acesta are niște note pe care eu nu le simt. Dar ce este acesta? Este un Alien 2.0 Reloaded. Foarte asemănător cu Alien. Deci v-am zis, simt iasomia din Alien. Iasomia chiar aceea iasomie. Ușor indolică. Vanilia, note lemnoase. V-am zis, nu simt lemnul de santal. Poate o prună pe acolo, dar nu simt trandafirul. Cum este Alien, cum era pe vremuri, poate, înainte să fie cumpărat Thierry Mugler de L'Oreal. Da, și are un capac foarte greu, sticla e de calitate, ce pot să zic? O să-mi fac de cap cu acești 30 de mililitri, pentru că atunci când am chef de un Alien, dar nu chiar, adică are ușoare diferențe, nu e chiar 100%, dar mă surprinde faptul că este un parfum de nișă, cred. Eu așa cred că este de nișă, M. Micalef, din câte știu eu. Și seamănă atât de mult și atât de izbitor cu Alien. Și dacă vă place Alien, o să vă placă și acesta. Garantat! Asta vă pot spune sigur, fără nicio urmă de îndoială. Da, nu știu ce simt nevoia să fac asta când eu am treabă. Bun, nu mai avem chiar foarte multe. Ce mai avem aici? Mai avem așa, de la Theodor Calotinis avem Tobacomaniac. Da, Tobacomaniac. N-am putut să nu-l iau pe acesta și o să fie inclus într-un clip cât de curând, pentru că trebuie să fac acel clip cu parfumul cu tabac. Nu o să vă zic prea multe despre el, decât că este fix cum zice numele, ești maniac cu tabac, atunci ia-ți-l pe ăsta, pentru că da, o să simți tabac din plin. Nu pot să zic că e tabacul chiar atât de dulce ca în alte parfumuri pe care o să ți le menționez în clipul acela și o să fac o comparație mai bună acolo. Aici este pur și simplu un tabac, o frunză de tutun, un tutun și cu ceva ușoară tentă de paciuli și vanilie. Dar cel mai mult este în evidență tutunul, care este destul de uscat, după părerea mea. Mi-amintește de cum usca tata tutunul în cuptor. Da, o amintire din copilărie. Poate voi nu aveți așa ceva, dar sigur, poate nu aveți aceeași amintire ca mine, dar de asta mi-amintește și e mai mult tabac. Deci 90% tabac, mai puțin partea dulce sau alte note pe care să le simțiți neapărat. Tabac, vanilie și ceva paciuli.
un pic de miere, hai să nu exagerăm, nu e chiar lipsit de dulceață, dar acesta nu e atât de dulce. O să vedeți în clipul acela, nu mai stau să spun aici prea multe, că mai am de arătat un parfum. Da. Am zis eu că este slăbuț holul ăsta, nu? Da, slăbuț. Și vorbim de unul de la BDK. Da, m-am dus cu intenția să iau alt parfum numit Gris Chanel. V-am mai povestit eu că pe locul întâi este Gris Chanel, apoi era Rouge Smoking și apoi Passoir. Asta nu înseamnă că nu o să le am pe restul. Dar acum am luat am luat Rouge Smoking în loc de Gris Chanel. Am pe drum Gris Chanel, adică e la cineva, o iubitoare, care o să mi-l vândă o parte din el, pentru că nu trebuie chiar toată sticla. Dar la Rouge Smoking, când l-am remirosit de fapt în magazin, am zis că trebuie să iau toată sticla. Cam așa arată sticla. În caz că doreați să știți, doamne, nu se vede nimic. Este o culoare foarte, foarte frumoasă. Mie îmi plac sticlele cu ceva roșu sau, nu știu, lichidul să fie roșu. Am o chestie. Roșii, albe și albastre. Sticlele să fie și mă dau pe spate. Acesta miroase, nu, cât de greu e capacul, rasea vanilie dulce pudrată cu cireșe. Cu cireșe și ceva clar pudrat și tonka, boabe tonka în bază. Ce simt foarte bine sunt cireșele, acea parte pudrată, nu are irisare heliotrop, din câte știu și din câte văd aici. Are cașmeran, deci este și foarte pufos, așa, fluffy, are floare de portocal, foarte ok, are și ambroxan, are și violetă în bază și labdanum, are și ambroxan, se simte cât de cât, toate că eu cu ambroxanul nu mă prea înțeleg. Ce simt eu, v-am zis, sunt niște cireșe pudrate cu ceva mai cozy, așa, cașmeranul acela și boabe de toga, ceva cremos în același timp, dar și sexy și ușor... Ușor de parcă ai fi fumat, ești femeie și fumezi, nu știu, parcă văd așa o femeie din aceea, super sexy, cu un ruj roșu, care eventual fumează, nu știu de ce. Și pe ea ar fi foarte bun acest parfum, nu sunt eu aia, dar îmi place și pe mine cum miroase și clar, cred că o să fie adorat acest parfum de multă lume. Dacă aveți ocazia să încercați-l, nu este prea ieftin. Deci nu-l luați blind, nu, să nu vă gândiți la așa ceva. Pentru că s-ar putea să nu vă placă acea notă de cireașă sau eu mai știu ce partea pudrată, s-ar putea să nu vă placă. Da, ăsta este BDK Rouge Smoking și v-am zis că o să urmeze în următorul haul și Gris Chanel-ul și cândva Passoir-ul. Ce mai avem aici? Păi mai avem niște mostre. Ce mi-au mai dat cei de la Parfumas? Păi mi-au dat Junon Roz. Da, mi-au dat mai multe. Junon simplu, Junon Roz și Junon Noir. Eu am vrut neapărat pe celălalt. Deci Junon simplu, care este pudratul și îmi place. Mi-amintește cumva de Teint de Neige, mi-amintește de zona aia pudrată, să pun oasă un pic pudrat mai vintage, dar îmi place. Și dar cel mai mult mi-a plăcut Junon Roz. Culmea, nu așteptam. Junon Noir mai puțin. Și nu știu, dacă ar fi să comand ceva, cred că mi-aș comanda Junon Roz și s-ar putea să fie următorul comandat. Dar n-am terminat. Hold your horses. Mai am o cutie aici. Și am dorit să o desfac cu voi. Stați să las cutia asta jos ca să punem aici cutia. Și anume Christian Dior. Da, da, primul meu Christian Dior. Da, da, știu, sunt scumpe. Da, da, dar merită. În sensul că dacă vă găsiți mirosurile alea care chiar vă plac, merită. Nu sunt toate, ok. Nici am mirosit acolo, m-am zis, udis pahan, nu pentru mine. Nu știu, nu mi-a plăcut nici Gris Dior, care e la modă acum. Ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut Fave, da, mi-a plăcut Fave Delicious. Și s-ar putea să fie următorul cândva pe listă, dar nu știu când. Pentru că acolo trebuie să te duci în Băneasa, neapărat. Pentru că dacă vrei să comanzi online, nu poți. Poți doar la telefon și e foarte complicată o comandă la telefon. Nu știu de ce fac chestia asta, numai ca să te pună să vii în magazin. Dar merită să te duci în magazin să miroși cât mai multe
și să ai experiența, măcar o dată să ai experiența, pentru că, da, chiar e frumos. Și uitați cum vine ambalat. Deci, da. Vine cu scrisorică de amor, mă invită la următoarea vizită, la următoarea tranzacție, desigur, o să primesc un cadou, ceva, o chestie, o miniatură. Aici vine cu săculeț, să se protejeze parfumul în săculeț, pe care scrie Christian Dior, și alb. Aici vin mostrele alese de mine și anume ce mi-am luat, Rouge Trafalgar again, pentru că l-am dat pe acela, nu mai știu ce am făcut cu el, îl mai aveam o dată, și Oud Ispahan, că na, nu așa, și Cridior, care nu pot să zic că m-a încântat. Dintre cele trei, clar, Rouge Trafalgar ar fi, dar e cam asemănător cu Rouge Smoke, nu știu de ce, tot pudrat, tot miros ușor de ruj. Și așa vine, deci vine, stați așa, ah, bine, hai că te rup, te rup, nu te rup, nu te rup că mi-e milă de tine, mi-e milă, hai că te desfac frumos, așa, așa, bun. Și primul parfum care vine pe perna lui, deci are pernă, da, ca să se culce, da, are pernă, nu știu ce o să fac cu perna asta, cu cutia, o păstrez, e prima cutie. Nu știu dacă mai optez pentru ambalaj din ăsta cadou, că eu am optat, am zis să am și eu experiența, dar o să vedem în viitor. Ne-am luat la 40 de mililitri, pentru că și așa e scump. Și n-am ce face cu butelca, cu toate că după ce l-am împurtat, n-aș zice nu la butelca aceea mare de 100, cât o fi, 120. Eu am luat butelcuța mică de 40 de Toba Color, da, cred că este cunoscut numele, pentru că cu Nico atunci când am filmat acel clip, ea mi-a dus mostră de Toba Color și știu că mi-a plăcut. Miroase fix a toamnă, miroase a tabac și a fructe uscate. Nico zice a gem și da, are ceva acolo, gem cu tutun, cu tabac, da. Este absolut delicios. Cred că este preferatul și parfumul care țipă toamna, dar multe țipă toamna, dar acesta chiar te duce cu gândul la toamnă și la poate la frunze uscate, la nu știu, ceva magiun de prune, cum zice Nico. Mi-a băgat în cap chestia asta probabil și fructe uscate. E un tabac dulce, are și aceasta combinația clasică de tabac cu miere, cu ceva afumat, simt afumătura din el mai mult. Și asta mă duce cu gândul la poate frunze uscate care sunt arse, ceva pe acolo. Prune, are tutun alb, are piersică, ambră și ceva citrice. Citricele nu le simt, dar simt foarte bine tutunul, tutun dulce cu ceva fum și pe acolo niște fructe uscate, niște fructe în general și poate un magiun de prune. Și da, ăsta merge toamna de minune, o să-l mai vedeți în clipul acela pentru tabac, pentru că pe acesta l-așteptam și pe Tobacco Maniac de la Calotinis. Bun, dragilor, asta a fost, iar durează o oră acest clip, asta este, v-ați obișnuit cu mine. Dacă v-a plăcut, thumbs up, știți, ar fi apreciat și un subscribe dacă nu sunteți deja abonați. Și trebuie să mă învăț să zic chestia asta, cu toate că nu vine, o zic la final, că nu se mai uită nimeni. Nu știu că vă uitați, pentru că am fetele mele care se uită. Bun, v-am lăsat. Fetele și băieții, hai să nu fiu nașpa, da? Și băieții se uită. Știu, băieților, ce faceți? Hello? Poate vă pregătesc ceva. Poate, cine știe, că sunteți cam ignorați aici pe canalul meu, dar remediem situația, da? Bine, v-am lăsat, v-am pupat. Ciao, ciao! You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try. Try and try. Try and try. Deci am în cap melodia asta. Unde am putut să o aud? E veche de când lumea și pământul. Dar asta sunt eu, un radio ambulant. For your viewing pleasure. Or not. Oh.
It's heavy. Stați că, deci m-am dus să aduc ceva. Pentru că urmează o povestire. We're smoking.